Recent au apărut informații potrivit cărora primarul municipiului Hunedoara, Dan Băbăuțanu, nu ar mai candida anul viitor pentru un nou mandat în fruntea urbei, ci și-ar dori să devină fie europarlamentar, fie parlamentar, fie președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Această speculație a fost dezmințită de către edil, care a spus, citez, sunt informații aruncate în piață din partea celor care nu vor să le fiu o piedică la alegeri. Eu vreau să le spun, pentru că am foarte multe întrebări, că voi candida tot în municipiul Hunedoara. Nu plec nici în Parlamentul European, nu plec nici în Parlamentul României, nu plec nici la Consiliul Județean. Voi candida împreună cu echipa pe care deja o gândim la primăria Hunedoara. Doar la primăria Hunedoara. Nu ne interesează alte funcții, doar de dragul de a, cum să zic eu, cam avea orgoliu, a, știți că am auzit noi că vreți să plecați. Nu, astea sunt lucruri aruncate pe piață tot de cei care ar vrea să nu le mai fim o piedică la alegeri. Este orașul nostru, vrem să mergem cât de mult ne permit cetățenii de a demonstra că și în România se poate să construiești, să modernizezi, să reabilitezi, să dezvolți exact un oraș ca în străinătate.